găsit, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi, ca în fiecare seară, vorbind despre tot ce se întâmplă în România, tot ce s-a întâmplat și astăzi, ce ni se întâmplă tuturor în uh, ultima, în ultima perioadă. Uh, începem așa cum începeam și aseară și cu siguranță vom mai continua și cu alte ocazii, cu subiectul numărul 1, cazul... Mariana Rarinca, cea care a fost condamnată, a stat de fapt, n-a fost condamnată, a fost achitată. Dar a stat șase luni în închisoare nemeritat, nevinovat. De ce începem cu acest caz? Pentru că, încet, încet, eșafondajul acesta juridic, să spunem, care, care o slujește pe președinta în altei curți, Livia Stanciu, începe să se fisureze și eu cred că într-o perioadă foarte scurtă de timp, un interval de câteva zile, domnia sa ne va spune adio din funcția respectivă, iar după mine cred că ar trebui să plece și din magistratură, poate să solicite ieșirea la pensie, are și o anumită vârstă, va ieși cu o pensie mare și cred că ar fi suficient atâta după gafa făcută cu acest caz. Pe de altă parte, vreau să vă spun că uh, Traian Băsescu, cel care face de fapt agenda publică uh, permanent, în acest e cel mai activ om politic în România, Pensionar, pensionar, dar e permanent pe Facebook, permanent la televizor, permanent face declarații care de care mai belicoase. Și eu cred că unii dintre actorii politici, juridici, se cam tem de ce poate să spună fostul președinte și de asta nu-l supără, nu-l deranjează. E, apărătorul justiției din România care se dovedește, Traian Băsescu, bine, apărător atât timp când nu se ia de... Uh, nu se fac pași direcții pe direcția lui sau pe direcția membrilor de familie. Sunt cercetați, control judiciar, nici măcar Elena Udrea nu mai este la zdup, dar în fine asta e altă, a fost ca o paranteză. Acestea fiind zise, Traian, Traian, Băsescu are însă și declarații destul de interesante și una dintre ele o să permis să vă redau pentru că a fost făcută astăzi. El a lămurit spun ziareștii de la știri pe surse, cazul Marianei Rarinca. Fostul președinte a precizat cum ar fi reacționat cu privire la această situație dacă ar fi fost șef al statului. Cităm. Vă spun cum aș fi făcut eu. Aș fi ieșit la tribună, îi felicit pe judecători care la curtea de apel au adus noi probe în proces care au permis achitarea doamnei Rarinca. Asta probează că sistemul de justiție este independent aici aș fi închis subiectul cu scuzele de rigoare față de doamna Rarinca ne-am obișnuit să spunem nu comentăm sau nu atacăm deciziile definitive ale justiției și cred că trebuie să rămânem la acele principii chiar dacă există niște costuri a declarat Traian Băsescu da, cred că e o poziție corectă și cred că așa s-ar fi rezolvat uh, uh, s-ar fi rezolvat o situație care devine foarte stânjenitoare, și în care, de fapt, ce se întâmplă? Punem în discuție hotărâri judecătorești și vo să vor pune mai multe, pentru că justiția din România are și foarte multe hibe. Uh, lucrează mult mai bine decât cu ani în urmă, sunt rezultate palpabile, tot justiția, în, în întregul ei și parchete și uh, partea de judecătorii, tribunale au au lucrat mult mai eficient în ultimii ani, asta nu ca pe discuție. Doar că după un asemenea scandal se descopere și erorile, eșecurile. N-au fost, să zicem, poate n-au fost foarte multe, poate o să vedem că au fost extrem de multe, dar acest lucru va afecta credibilitatea tot ce s-a creat munca din, ultimile, din ultimii ani se poate duce pe apa sâmbetei pentru că un politician. Doamna Livia Stanciu e judecătoare pusă politic. N-are nicio treabă cu competența, n-a fost un concurs de competență și știm cum se dau concursurile în ziua de astăzi. Bun, în această situație, domnia sa foarte frumos trebuia să-și atăl N-a făcut-o până acum, eu, părerea mea, îmi permis să anticipez, chiar dacă Văd foarte mulți confrați, mai ales în presa centrală, care spun că nu se va întâmpla nimic. Eu rămân la părerea că justiția o să o ejecteze, pentru că altfel, altfel e o mare problemă pentru sistemul judecătoresc. Eu cred că pentru adversarii, dacă acceptăm că politicienii sau partea lor uh, sunt, vor să subjuge acest sistem. Uh, iar ar ajuta foarte mult ca Livia Stanciu să rămână, pentru că au încins să dea. În momentul când ea se retrage și totul revine la normal, cum spunea Traian Băsescu, cu niște scuze, eventual niște despăgupiri, se poate rezolva o eroare judiciară. Când tu te încăpăținezi, și aici vorbim de DNA, să demonstrezi că vezi, doamne, nu s-a judecat bine, că nu știu ce, ai o mare problemă. Și vă spun de ce. Cazul este destul de clar. Alte probe n-au mai apărut. Pe probele actuale, la cât, la cât de mult este atenția publicului ați pusă pe chestia asta, -o să poți permis, nu, niciun judecător din România, dacă, nu e, dacă e normal, la cap, nu va risca o altă decizie. În aceste condiții, scandalul s-a făcut degeaba, practic ai aruncat o lumină neplăcută și asupra instituției Direcției Naționale Anticorupție. Vom vedea dacă am avut dreptate. Dar până una alta, apropo de uh, uh, ce, se întâmplă, ce se întâmplă în România la acest moment, aș vrea să vă spun că uh, terminam aseară și spuneam, vă promiteam aseară că voi reveni asupra votului din Senat. Dacă țineți minte la începutul emisiunii de aseară, anticipam cumva că șova va fi ținut în brațe de parlamentari, de senatori și voturile, deci vor fi mai multe voturi împotriva ridicării imunității decât pentru. Acum vreau să vă spun că liberalii care, vezi, doamne, ei sunt pentru justiție și eventual poate foștii pederi să fie așa, dar asta e altă treabă, au lipsit pe capete la moțiune. Deci diferența n-a fost decât de 6 voturi, în schimb liberalii au lipsit vreo 12. Dacă ăștia ar fi fost în sală, lucrurile poate s-ar fi schimbat. Părerea mea că nu s-ar fi schimbat pentru că bă, puterea și-ar fi masat mai mulți oameni și n-ar fi fost o problemă. Dar asta să spui tu că vezi, doamne, toți oamenii deci liberali au și drept și nu știu ce nu. Apropo de politicieni, ce naște din pisică tot și oareși mănâncă. dar acum aș vrea să vă spun un lucru. Cazul Șova n-a fost niciun moment discuția despre cazul Șova și afacerile lui din postura de cabinet de avocatură cu termocentralele rovinari și turceni. Nu. Miza a fost alta, s-a devenit o miză politică, era normal ca puterea să-și maseze forțele după asaltul acesta trecut peste limitele normalului al instituțiilor din justiție. Deci, în momentul când îți vine, apropo, n-am înțeles, Direcția Națională Anticorupție parcă avea alte obiective sau altă, ar trebui să ocupe cu altceva, dar în fine, când vii și le cer senatorilor, aleși, că până la urmă a, mai e o problemă și aici și cred că ar trebui să o punem că vorbeam de Livia Stanciu mai devreme și am văzut chestia asta discutată de chiar de ziarici din presa centrală. Stați puțin. Bine rău, de la Șova și până la ultimul parlamentar, are în spate câteva zeci de mii de voturi. Da. Livia Stanciu ce are? Bun. Sau hai să luăm oricare procuror din DNA, inclusiv șefa instituției. Deci, de acolo, din punctul ăsta de vedere. Ori, oamenii politici, bine, dacă nu încalcă legea, că atunci trebuie să răspundă, e clar. Dar dacă nu încalcă legea direct, nu faci tu instituție de justiție ordine cu ei, ci foarte bine îi lasă să-i sancționeze electoratul. Și a tot sancționat în ultimii ani. Pe de o parte. Pe de alta. Acum să nu ne facem că nu vedem și lucrurile din spate. În sensul că Parlamentul nostru a fost, la un moment dat, ca soluție, cel puțin în 2012 și poate chiar în 2008, un cui pentru salvarea penalilor. Ăștia care aveau nevoie de imunitate au candidat în colegii, au ieșit pentru că aveau bani de dat ca să-și facă rost de imunitate. Bun. Însă, apropo de situația de acum, uh, nu mi se pare deloc în regulă ca aleșii să fie chestionați cum au votat. De exemplu, ieri Tăricianu n-a îndrăznit să prezideze el ședința de vot din Senat pentru că cineva, un binevoitor, i-a atras atenția că asupra lui se pare că a început o anchetă pe abuz în serviciu sau ceva pentru grup ăsta mafiot sau ceva de genul ăsta Uh, uh, și de, ar fi fost să zicem ultima dovadă ar fi fost ceva de genul că a votat într-o anumită direcție. Stați puțin, suntem într-o țară liberă. Parlamentarii uh, trebuie să voteze după conștiința lor. Nu văd cum dedictează să zicem parchetul, DNA-ul sau mai știu ce altceva. Deci, haideți să spunem lucrurilor pe nume și e normal să fie așa. Dar, pe de altă parte, uh, Traian Băsescu a venit astăzi cu o idee, iată, vorbind din nou de fostul președinte, vă spuneam că ține agenda publică, a venit cu o idee că a fost o înțelegere, el tot încearcă să demonstreze chestia cu că USL-ul s-a are înviat și nu știu ce, o bazaconie. Deci vă spun eu că între Plaus Iohani și Victor Ponta este o înțelegere, o înțelegere doar instituțională. Să nu credeți că mor unul de dragul al mai ales după campania electorală cu siguranță, dacă ar fi, să zicem, în alte condiții și asta, ar da unul cu altul de a berbele cu fără nicio problemă. În primul rând, Ponta nu-și permite din postare prim-ministru și ai nevoie de colaborare cu președintele. Pe partea cealaltă, președintele n-are un partid pentru că sunt mare convuls în PNL, n-are un partid să-l pună la guvernare, plus că se teme că eventual un eșec al guvernării s-ar răsunge asupra lui. Asta îi ține uniți pe partea cealaltă, că a fost o înțelegere aici, în cazul parlamentar, în cazul Șova, eu nu cred că s-au întâlnit. Deci nu cred că s-a întâlnit Orban și cu, nu știu, cine i-a luat locul lui Rebenciu, eventual Ilie Sârbu sau mai știu ce altul, Chelaru și alții. Dar a fost o anumită chestie, bă, chiar ne fac ăștia pe față, suportăm ordine de la ei, cred că asta a fost înțelegea de unii nu s-au prezentat ca să nu se întâmple ceva. Acum, Vreau să vă spun că se depune moțiunea. Vineri vom avea o moțiune de cenzură pe motiv de vot din diaspora. Votul din diaspora. De fapt, votul prin poștă, chestii de genul ăsta. N-am înțeles exact, o să văd și eu textul moțiunii, dar în condițiile în care sunt alte lucruri mult mai importante de făcut în România, mi se pare puțin neserios ca și text, ca și idee. Deci, cred că sunt alte subiecte. Eu aș face, de exemplu, o moțiune de cenzură pe situația de la CEO. Și cu siguranță aș fi sau din Hunedoara, sau de la Olchim, că nu s-au găsit soluții. De acord. Pe partea asta cu votul din diaspora, cu... Dar, haide să, să luăm de bună această moțiune. Sunt diverse publicații online care dau informații că se poartă negocieri, că ai PSD-ului parlamentar, iar vota, nu știu ce. Vreau să vă spun că nu cred o iotă din chestia asta dintr-un simplu motiv de bun simț. Să zicem că deputatul de la Gorj, Vasile Popeangă, vrea să plece în partea cealaltă. ce poate oferi la acest moment, să zicem, bine, dacă, în primul rând, dacă se întâmplă să cadă guvern? ce poate oferi celălalt partid, deci pnl -ul? eventual să mai candideze odată, dar se suprapune pe un colegiu cu uh, deputatul actual al Partidului Național Liberal, Niculina Mocioi, să zicem dacă ar fi o chestie de genul ăsta. Pe partea cealaltă, uh, știți cum e pentru toți parlamentarii, ăștia ai puterii dai pasărea din mână pe cioara de pe gard? Eu nu prea cred în ideea asta A, ah, ori mai fi unii care sunt strânși cu ușa din diverse motive. În sensul că s-au mai implicat și alte forțe, eu știu, așa se vorbește, dar nu suficiente cât să răstoarne guvernul. Adică e vorba de o majoritate de peste 100 de voturi. Greu de crezut că le va pierde guvernul odată. Bun! Și să zicem că le pierde. Ce câștigă PNL-ul dacă vine acum la guvernare? În afară de o vară fierbinte? Păi foarte simplu. Va trebui să împlinească inclusiv dublarea alocației pe care a avut, să zicem, ideea să o, să o aprobe în Parlament. Pe de altă parte, problemele în interiorul PNL-ului sunt nerezolvate. Or să fie nemulțumiri între cele două tabere din PNL care ia mai mulți miniștri sau care nu vrea să aibă ministri ca să nu se uite de neau pe ei. Deci sunt multe alte lucruri care în momentul de față nu sunt reglementate. Plus că un prim-ministru de carton gen Predoiu nu este acceptat de majoritatea liberală. În aceste condiții eu nu văd la acest moment o schimbare, o schimbare de guvern. A, că acest lucru poate deveni, să zicem, în toamnă, mai degrabă la începutul anului viitor, poate fi o variantă, sunt de acord cu asta pentru că uh, Partidul Național Liberal, încă o dată și-am mai spus chestia asta, are nevoie să fie la butoane pentru organizarea alegerilor locale și parlamentare din cel puțin două motive. Și trebuie să fie de la începutul anului să facă bugetul, să-și poată ajuta proprii primari ca să mai iasă o dată, pentru că consolidând poziția din primării, reușești să ajuți alegerile parlamentare. Și mai este un lucru foarte important, nu trebuie nicio perioadă foarte mare la guvernare ca să te uzezi înainte de alegerile din 2016. Pe de altă parte, și în asta cred, liberalii vor fi forțați să iau o decizie mai curând, adică undeva la începutul toamnei chiar, pentru că altfel riscă ca această, această creștere economică despre care se vorbește și se vede, pe de altă parte, scăderea TVA-ului total de la 1 ianuarie, dacă prinde PSD-ul la guvernare, va fi foarte greu de plintit prin alegerile din 2016. Mai ales că trebuie ținut cont de un lucru. Dacă privim rezultatul alegerilor din ultimii 20 de ani. Nucleul dur al PSD-ului este undeva la 30% sau poate chiar 30%. În aceste condiții e foarte greu să dizloci acest. Uh, și o întărire, să zicem, a unei pereului, cum o dorește Gabriel Oprea, practic te lasă tot în afara jocului politic. Chiar cu presiunea diasporei și cealaltă, că bănuiesc că diaspora nu va mai fi atât de decisivă la alegerile parlamentare, de exemplu. Deși votul acela pe listă creează diverse lucruri, dar sunt parlamentarii lor, așa că nu se pune problema să influențeze voturile din, din țară. Bun, acestea fiind zise, să mergem mai departe, pentru că aș vrea să vă spun un lucru apropo de de partea uh, tot de partea politică uh, am văzut pe știri mare eveniment astăzi după amiază Claus Iohannis s-a plecat la mare președintele s-a dus să vadă vila de la Neptun unde a tot uh, a stat atâția ani 10 ani Traian Băsescu cu tot familionul ve aproape, uh, aproape întreaga vară de fiecare dată și se întoarce la București. Mamă și ce eveniment, dar ce a făcut acolo Claus Iohannis? Dar de ce s-a dus acolo? Dar ca să inspecteze, dar cu cine s-a întâlnit? Deci asta arată lipsa de imaginație la televiziunile de știri. Pe de altă parte, eu cred că, acum făcând o glumă, eu cred că Claus Iohannis s-a dus la Neptun să vadă dacă, dacă, a plecat Băsescu. Adică, vedeți, nu s-a mutat nici în Vila Lac, nu știu care, Că abia a plecat Băsescu ce au fi lăsat în urmă, probabil a spart-o, glinzile, a trebuit aia să refacă tot. Bun. La nu mai poate scoate nimeni. I-au dat casa din unde stătea unde a stat Petre Roma în ani de zile și, deși e gata, ăsta nu se mută. Deci, până la urmă, la problema locativă, Băsescu râde de ei. Nu cred că Claus Iohannis a să se asigure. Bă, sigur sunt singur acolo, adică sigur pot să dispun de vila de la Neptun, că parcă m-aș duce și eu în vara asta de câteva ori. Lăsând gluma la o parte, probabil vom afla un motiv pentru care s-a dus acolo, dar e de toată de porc. Până la urmă să te duci adică tu să disloci camere de televiziune, de reportaj, nu știu ce, să-l dai pe cum era imaginile în buclă și am văzut la vreo două televiziuni coloana prezidențială trecând pe sub podul de la Agicea. Deci, ăla e eveniment apropo de ști de presa noastră românească. Dar apropo de știrile care se care se întâmplă astăzi vreau să vă spun și revin puțin la chestia cu votul asupra Lușova Vasile Blaga apropo a început să după ce l-au ocolit așa în ultimul timp procurorii au spus că nu există deși apare foarte multe denunțuri, nu este cercetat probabil că nu se poate să fie cercetat așa, în fine deci Vasile Blaga a căpătat glas și acum le cere parlamentarilor ăsta, spune că o să dea explicații cei 12 parlamentari liberali care au lipsit, printre care și Clin Antonescu. Foarte interesant, dar eu cred că i face bine lui Clin Antonescu, să zicem așa, o, o sancționare sau chiar să zicem că nu-și va permite PNL-ul să renunțe la 10 parlamentari. Asta e o prostie. Cu siguranță, apropo de tot, că se vorbea de Dian Popescu care ar trece la PSD sau ceva, eu, eu sunt convins că o să-i se facă foarte multe propuneri lui Dian Popescu să nu plece din Partidul Național Liberal. E nevoie de votul lui, mai ales dacă totul se speră și e logic să se spere ca undeva să se ră, să, să răstoarne guvernul. Nu acum, ci mai târziu. Pe de altă, pe de altă parte... Uh, faptul că ți arăți mușchii tu blaga la adresa mai ales uh, liberalilor, vechilor liberali, s-ar putea să pârâie ceva destul de grav. Uh, vreau să vă spun însă foarte interesant este altceva, că de, deși te aștepta ca centru atenției, mai ales după votul Șova, să fie spre PSD Spre partidele din coaliția guvernamentală, vreau să vă spun că încet, încet, liberalii și pedeliștii țin agenda publică, îi mai ajută și Traian Băsescu, Traian Băsescu care atacă, în general, PSD-ul și PNL-ul, dar ce se întâmplă cu acest lucru, mai ales PSD-ul, asta îl ajută, deci îi ajută pe ei. Atât timp cât Traian Băsescu, după cât a fost de compromis, va ataca PSD-ul, PSD-ul nu o problemă în a-și păstra un anumit nivel electoral. Bine, nu-i cazul de data aceasta, îi ajută și măsurile și conjunctura. Dar trebuie să înțeleagă fostul președinte un lucru, popularitatea lui este foarte, foarte redusă. Bine, acum vreau să vă spun că Mafalda... Robert Turcescu anunță și el un posibil cu tremur în PNR, vor zbura scântei el spunând că Crina Antonescu și încă un lider marcant al liberal ar pregăti o mișcare surpriză care s-ar materializa în toamnă așa că poate știe el blaga ce știe când amenință că face uh, anumite, anumite lucruri a ah, și acum vreau să vă spun apropo de politică că sunt și războaie între doamne pe de o parte Rovana Plumb uh, ministru protecției protecție sociale da? muncii și protecției sociale și cu Alina Gorghiu blonda lui Claus Iohannis își dau un cap la greu acum după ce Alina Gorghiu a dat că în fine nu știu ce de port de PSD iată că vine și plum care cu un atac de la și răspunde așa într-o manieră absolut delicată cu ghilimele de rigoare președinta acestui partid, e vorba de Alina Gorghiu, nici măcar nu este în țară să susțină inițiativele formațiunii. Lucru care este cu totul adevărat. Bun. Mergem mai departe apropo de, de știri și mi-am propus astăzi să discutăm despre mai multe măsuri din educație pentru că te ia capul la acest moment, la ce se întâmplă, adică de fapt știrile care, care vin în, în acest moment. Ea, vreau să vă spun că se încearcă ceva de genul: știți, s-a schimbat metodologia începând de anul acesta și la bacalaureat, de fapt și la evaluare națională, dar și la bacalaureat, trebuie să existe camerele acelea de filmat în sălile de clasă, trebuie să aibă și sonor, de să, fie audio-video. Și vreau să vă spun că a mers simularea, într-adevăr, unii nu le-au folosit, mă refer în sensul de audio sau n-au mers, sunt e problemă, sunt calculatoare vechi, nu camerele neapărat au o problemă, cât calculatoarele de la PAS 8, au cel puțin 10 ani. Și apare o știre care ar trebui... Uh, care ar trebui să ne pună pe gânduri și adică să ne pregătească pentru o măsură de genul să nu folosim audio. Iată. Aproximativ 5% dintre unitățile de învățământ au în sălile de, pentru examenul de bacalaura camere video care înregistrează și audio, a declarat miercuri ministrul educației Sorin Câmpeanu, precizând că achiziția acestor echipamente nu a fost o obligație, ci o recomandare. Uh. Eu am recomandat acolo unde există posibilități tehnice și financiare să se achiziționeze aceste echipamente. Nu putem obliga unitățile de învățământ, mai ales că bacalarat începe săptămâna viitoare, a declarat Ministrul educației. Uh, Ministrul educației a, adăug a adăugat că, din datele primite până în prezent, aproximativ 5% din unitățile de învățământ au posibilitatea de a înregistra video și audio în sălile de curs. Câmpeanu a precizat că sistemele video funcționează în toate sălile de examen din școli. Uh, Adică, ca traducere, vreau să vă spun că și acolo unde există posibilități tehnice, probabil au apărut pe hârtie că nu merge să înregistrez și audio. Și, deci cum se va susține examenul de bacalaureat anul acesta? Doar video. Mai vorbim, mai auzim, dar n-ar fi nicio problemă ca fiecare unitate școlară să primească de la Ministerul Educației, prin primării, Consiliul Județean sau direct de la Minister, bani să iei o serie de camere de genul ăla care nu costă un capăt de țară. Deci la un liceu care poate fi centru de examen, care este centru de examen, să zicem că cu câteva, cu câteva să zicem zeci de milioane, dar exagerez deja, poți să faci toate sălile fără probleme. Dar Vedem dacă am dreptate. Mai departe, tot apropo de știri, reținem o altă informație care a apărut astăzi. Profesorii ar putea să primească salarii diferențiate diferențiat, cei cu rezultate bune și dezvoltare personală să primească mai mulți bani, a declarat miercul ministrul educației Sorin Câmpean. Ce spune ministrul? Ne gândim la o salarizare diferențiată, cei cu rezultate bune și dezvoltare personală să primească un plus la salariu, a spus Ministerul Educației. Întrebat dacă profesorii ar putea primi mai mulți bani dacă elevii lor au rezultate bune la evaluările naționale, ministrul Sorin Câmpeanu a spus că se poate gândi și la așa ceva. Bine, acum vreau să vă spun că una e să declar ceva în sensul acea te întreba ziaristul ca să fie mulțumit, adică îi dau un răspuns așa, și alta să aplici practic o asemenea chestie. Pentru că noi, la acest moment, n-am rezolvat principala problemă. Și anume, care profesorul mai bun? Luăm de la Târgu Jiu. Ăla de la Tudor Vladimirescu, care ia un copil de 9 sau de 10 și îl duce tot acolo și îl lasă tot acolo la sfârșitul bacalaureat, poate mai și ridică, dar dacă îl la 9 și n-ai prea unde să-l duci și nu cred eu că, că chiar sunt atât de mulți copii de 10, dar în fine, deci care progresează, să zicem puțin, sau mențină măcar la acel nivel, sau profesorul de la, eu știu, să iau mătăsari, turceni, țicleni, oricare, care mi de la, să zicem, chiar la ăla intra la liceu, fără, care n-are 5 cu 3, și termină și ăsta liceu, ia și bacalaureatul, să zicem, cu un șapte. Care-i profesorul mai bun? Bun, ăsta, cu siguranță, cel de la Tudor va avea rezultatele la Olimpiadă, da? Pentru că știm cele mai bune rezultate, obțin tot de copii foarte buni. În timp ce la nu are rezultatele acestea, în schimb, are alte activități. Care ar fi uh, rezultatele mai bune? Bun. Iar dezvoltarea personală, știți ce înseamnă? Acele hârtii că ai fost la activitatea cu tare, că ai fost că ai făcut cursul cu tare și nu știu ce, care oricum toate sunt cu bani. Întrebare întrebătoare. Deci, un subiect care nu poate fi la acest moment, părerea mea, abordat în condiții în care uh, nu sunt bani. În primul rând, nu sunt bani. Și apoi mai discutăm și alte lucruri, și pentru că tot veni. Vorba de învățământ, și a, astăzi, Ministrul Educației, Gorjanu Sorin Câmpeanu, a fost foarte activ. Domnia s-a declarat că susține repartizarea computerizată în liceu, promovarea evaluării naționale cu cel puțin media 5, dar și o evaluare la clasa 10, -a, după modelul fostului examen de treaptă. Păi, o să vă prezint și știrea mai pe larg, mai ales că e una mai substanțială a colegilor la Mediafax, dar întâi vreau să înțeleg, adică vreau să înțelegeți cei care vă uitați acum la televizor, un lucru. Noi de 25 de ani, în învățământul românesc, facem reforme, deci după ce aușesc. Până la urmă, care au fost, nu mai vorbim de rezultate, că e un dezastru, deci cât era învățământul la Ceaușescu și cu practica agricolă și cu toate, oricum se învăța mai bine decât acum, da? Asta e, asta e, altă problemă. Și numărul de clase era mai mare. Dar haideți să luăm puțin. Ce stabilea printre altele Ceaușescu, de exemplu? Cu câțiva ani înainte de 1989, învățământul obligatoriu venise la șase ani, după modele european. Noi am reușit să impunem clasa pregătitoare acum vreo 3 ani. Deci am întârziat 20 de ani să ne întoarcem la cea hotărâ Ceaușescu. Bun. Ceaușescu cu care regim. Dovadă că avea și oameni de valoare pe lângă el. Bun. Suntem, apropo de, de învățământul bacalaureatul, știm deja cum este. Și acum ne întoarcem la o altă măsură, dacă e să o luăm asta, și anume, treapta. Deci care formă? Practic sunt lucrurile care le aveam înainte de 1989. Deci noi descoperim după așa un deal, o urcare a unui deal al Golgotei de vreo 25 de ani, descoperim lucrurile bune din învățământul românesc dinainte de 1989. Mai inventiv nu putem fi. Mă întreb, pentru că dacă ar fi să-i aducem pe cei care au gândit atunci aceste lucruri, cu siguranță, acum ar gândi la fel. Epigonii de astăzi n-au alte idei. Bun. Ministrul Sorin Câmpeanu a spus că o nouă lege a educației va fi rezultatul dezbaterilor largi și a consultărilor cu sindicatele, asociațiile de elevi, cele trei asociații de studenți, organizațiile neguvernamentale, reprezentanții sistemului socioeconomic și experți din educație. Corect. Dezbatele care vor fi coordonate de Ministerul Educației vor dura până la sfârșitul anului, dar, în cazul în care nu se vor încheia cu o variantă de proiect, pot continua și în 2016, a mai spus Orin Câmpean. Adică vom vorbi niște discuții și facem legea la... în, vi în viitoarea guvernare. Păi, poate, stă, poate între timp vine și domnul Funeriu din nou. Știți că acum e așa un șomer de lux prin Franța. Între timp se mai specializează și după ce se schimbă guvernarea, vine și nea Funeriu înapoi și poate să, -și, poate să dea o nouă lege, nu? Bun. Ministrul a ținut să precizeze că noua lege a educației nu va fi promovată prin asumarea răspunderii guvernului, ci cu aprobarea Parlamentului. Corect. Și aici e foarte bine. Potrivit ministrului Sorin Câmpeanu, în viitorul proiect de lege, clasa pregătitoare ar trebui să rămână partea învățământului primar și nu să revină la grădiniță, iar evaluările ar trebui să cuprindă și una la clasa a 10. Cităm. Astfel, în opinia mea, am putea avea evaluare la clasa a 2, a 4, a 6, a 8 și a 10. Apoi, bacalaureatul. Evaluările la clasele a 2, a 4, a 6 și a 8 trebuie să se facă în conformitate cu programele școlare. Consider binevenită o evaluare la clasa a 10 -a în scopul unei pregătiri optime după modelul de altă dată a examenului de treaptă, a mai spus Sorin Câmpean. Ministrul Educației a mai spus că în opinia sa elevul care nu va promova evaluarea la clasa a 10 -a, s-ar putea să fie repartizat în funcție de rezultatele obținute la o altă unitate de învățământ sau să rămână la aceeași unitate. nu s-a referit și de bacalaurea diferențial fără a, mai da, fără a da mai multe informații. Adică știți cum e, noi avem un momentul de față, chiar astăzi a fost o probă la evaluarea la clasa 6. Și avem la clasele a doua s-a dat acum două săptămâni, săptămâna trecută la clasele a patra, acum la clasele a șase. Extrem de multe hârtii, niște teste nu de mare dificultate, deci nu pun probleme deosebite copilor, după o altă metodă, dar care pe lângă testul respectiv sunt extrem, extrem de multe hârtii, pe care cei din sistem, învățătorii și profesorii, trebuie să le gestioneze. După ce se fac toate acestea, toate trebuie urcate pe o platformă, se discută cu părinții, li se prezintă rezultatele și atât. Deci, urmarea practică a acestor evaluări nu există. A, profesorii, învățătorii își vor coordona activitatea, cel puțin la nivel teoretic în funcție de rezultate ca să recupereze, să zicem, la cei cu rezultate foarte slabe. Corect din punctul de vedere acum arată pe hârtie, imposibil însă practic, dintr-un motiv foarte simplu. Programele de care tot vorbim și la care nu se umblă, deci noi dăm testele acestea de, pe programele, deci cel puțin la clasa 6 e pe programa de tip vechi, cu număr de ore neadecvat, cu conținutul și multe alte problemele vechi din învățământ. Plus că mai avem o problemă. Noi am stabilit aceste evaluări doar pe anumite materii. Deși inițial, când s-a vorbit și în legea aceasta care se dorește schimbarea, s-a vorbit că abordăm și alte discipline, în sensul de la educația în cetățenie democratică, multe alte. Deci sunt, sunt momentul de față, materii care rămân în afara. Dacă acum câțiva ani, de exemplu, exista capacitatea cu alegere între istorie și geografie, acum nu mai avem nimic de acest gen. Practic, istoria, geografia, cultura civică sunt niște se Ele nu apar în, în peisajul evaluărilor. Nu avem limba a doua în, în evaluări. Nu avem. Cred că sunt. Deci, practic, avem. Uh, Biologia, fizica și matematica pe științe, româna și limba străină pe el, mă refer la clasa 6, iar la clasele 1-4 nu, nu mai discutăm. Cred că stabilit exact cum va arăta acel test, pentru că, în general, dacă ne uităm inclusiv pe, pe testele PISA și celelalte, există întrebări de geografie, există întrebări de istorie, deci aceste lucruri trebuie să apară și nu mai vorbesc de cele privind democrația, pentru că educăm viitorii cetățeni. Cel puțin, ori la clasa 8 -a, cu siguranță la clasa 10 -a, ar trebui să apară și aceste materii sau multe altele. Cum facem acest lucru? Nu știu la acest moment, dar e clar că trebuie să ne, să ne, gândim foarte clar pe acest uh, domeniu, însă vreau să vă spun că din elanul ministrul așa, elanul de a face reforme și asta, că pe toți apucă în momentul când ajung la minister dorința aceasta de schimbare, de a face foarte multe lucruri, corectă din punctul de vedere că vrei să meargă sistemul, dar unele lucruri sunt o anumită inerție, uh, faptul că spune ministrul că trebuie să promoveze evaluarea națională cu minim ci mi se pare corect. Deci nu încape discuție. Premierul Victor Ponta însă l-a adus cu picioarele pe pământ pe ministru și de ce spun acesta? I-a cerut miercuri ministrul educației să nu cadă în capcana în care au căzut predecesorii săi și să nu, grăbească, și să nu se grăbească să modifice legea educației, atenție, nu <coughs> ce scuze, Precizând că el nu este de acord cu vreo schimbare a legislației, fără a acceptul tuturor părților implicate. E, dacă o și premierul cu chestia asta, vă dați seama că vom avea lege în 2050. Niciodată toate forțele nu, nu se vor putea pune de acord. Bine ar fi să ajungem la una, dar probabil că nu se gândește că suntem în România. Spune premierul: Să nu cădeți în capcana în care au căzut toți miniștrii. O să facem o nouă lege atunci când e toată lumea de acord. Parlamentul, președintele României, sindicatele, profesorii, elevii, părinții. Am văzut că a început iarăși agitația că schimbăm legea. Eu nu sunt de acord să schimbăm nicio lege a educației până nu stă toată lumea la masă. Până nu o gândește pe termen lung, până nu o facem ca în Europa sau în America, mai bine zis. În ședința de guvern de astăzi a spus Ponta acest lucru mi se pare o poziție absolut corectă și, uh, cum să vă zic, întemeiată în contextul din România. Uh, examen de admitere la licee cu număr de candidați mai mare decât locul oferite, 3 probe în plus la evaluarea la clasa 8 -a și învățământ profesional redus de la 3 la 2 ani sunt unele din prevederile cuprinse într-o inițiativă legislativă de care vă vorbeam și eu aseară de ce vă spuneam acest lucru? S-ar putea să ne ia valul schimbării și să dărâmăm toate fundamentele. Până deci la acest moment s-a pornit deja. Cu suntem deja clasa pregătitoare întâia și a doua pe noua formulă. Urmează să intre a treia, a patra aceste clase n-ar trebui să fie din nou sacrificate să mai nu știu ce. Deci pur și simplu să mergem în continuare. Poate puțin rapidizată, poate să începem, să începem și ciclu, ciclul gimnazial mai uh, mă refer cu reformele să intre mai repede, asta e altă treabă. Pentru că, țineți minte că vă aminteam, nici varianta ca reforma aceasta ca, pentru copii de la, să zicem, de la clasa a doua, peste 10 ani, deci, în 2024 25 să avem reformă la Liceu e, sau primul BAC în noua formulă, este deja foarte, foarte mult. Bun. Apropo de, de știrile pe, pe învățământ, ele sunt și altele foarte interesante, dar una dintre ele mi-a atras atenția și de aceea o aduc și în discuția dumneavoastră, mai ales că până la urmă se referă și la gorj. Extinderea educației timpurii a copiilor și reintegrarea în sistemul educațional a persoanelor care au părăsit timpuriu școala printr-un program denumit a doua șansă sunt măsuri de gândite de guvern pentru a reduce rata de părăsire timpurii a școlii de la 17,3% în 2013 la 11,3% în 2020. Guvernul a aprobat Astăzi, strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii cu măsuri care urmează să fie implementate până în 2020. În scopul reducerii procentului tinerilor cu vârsta între 18 și 24 de ani care au finalizat cel mult clasa 8 -a și nu urmează nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională. Conform guvernului, obiectivul strategiei este reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii cu 6% de la 17,3% în 2013 pe la 11,3% cum spuneam, în 2020, atingând astfel ținta asumată de România în cadrul strategiei Europa 2020. În 2013, rata de părăsire ne-a plasat pe locul al cincelea în Uniunea Europeană, singurele țări cu o rată mai mare fiind Italia, Portugalia, Spania și Malta. Bine, avem într-o lume selectă, ai Portugalia, Spania, bine, acolo s-ar putea să fie problema cu noi, în sensul că pleacă de la ei și vin la noi, pleacă de la noi și se duc la ei. Dar asta e altă. Ce se scrie în documentul acela? Fenomenul de părăsire timpurii a școlii predomină în rândul unor grupuri aflate în situații de risc, cum ar fi tinerii din comunitățile rurale, tinerii provenind din familii cu venituri modeste, rom și alte minorități, precum și elevii care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat școala. Părăsirea timpurii a școlii are implicații sociale și economice importante. Tinerii care părăsesc prematur școala sunt predispuși riscului asociat șomajului sau celui de a câștiga mai puțin odată ce găsesc un loc de muncă. Estimările legate de competențe necesare în Europa arată că în viitor doar un, unul din 10 locuri de muncă va putea fi accesat de către o persoană care a părăsit de timpuriu școala. E corect ce gândește guvern. Faptul că avem nevoie de o strategie. Problema noastră să o punem și în uh, practică și mai ales, atenție, uh, e vorba de bani, uh, e vorba de banii pe care îi putem da. Deci noi mulți părăsesc școala la noi în România și la noi în Gorj de la momentul terminării clasei a 8. De ce? Unii nu, se întâmplă să nu poată. Uh, să nu poată să urmeze pentru că n-au condiții materiale, trebuie să facă o navetă la liceu trebuie, sau trebuie să stea la internat, nu au unde, oricum, deci probleme materiale majore. Mai sunt unii, și noi avem o comunitate de romi importantă în județul Gorj, mai ales fetele, care la vârsta asta se mărită, au copii, deci niciun caz nu mai vor să urmeze școala. Și mai există o categorie și asta e dată de calculator de această admitere computerizată care te face din greșeală sau din cauza că nu ai media să te direcționezi spre un liceu foarte slab sau de multe ori să nu te placezi. adică ieși din Târgu Jiu și a trebuit să pleci din Târgu Jiu, să te duci la liceu, nu e cazul în general la noi, dar e și chestia aceasta și de bă, dar când să mă duc să fac o școală care nu-mi place sau n-am ce să fac acolo, mai bine nu mă duc și asta se întâmplă. Pe de altă parte, vă spuneam, dacă am găsit o soluție ca acei copii să fie conciliați și mai ales să li se dea banii ca să urmeze școala, să li se plătească internate sau ceva de genul ăsta, cred că s-ar rezolva multe dintre probleme. Ne apropiem de finalul emisiunii. Vreau să vă spun că urmează două zile de vreme rea, inclusiv în Gorj, că mâine vom avea în premieră o conferință de presă PNL-PDL în interiorul PNL în sensul că Tudor Barbu și Dan Vâlceanu vor ține o conferință de presă comună și atenție o veste importantă anticipată de mine dacă țineți minte cu vreo lună și ceva în urmă Pandui Târgu Jiu vor evolua timp de un an și jumătate în meciurile pe teren propriu la turnul Severin sau cât va dura, pentru că suntem optimiști dacă credem că se va termina într-un an jumate stadionul de la Târgu Jiu. Bine ar fi să fie așa, dar vă spun eu că 2-3 ani nu vom avea stadion la Târgu Jiu, pentru că suntem în România și mai ales în Gorș. Depinde și cine cât de serioasă va fi firma care construiește. Mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine seară la aceeași oră, la revedere!